Și pe Loredana o cunoșteam de prin anii, la jumatea decenului 9, prin 86-87, pe la Sărbările Scânteii Tineretului, ne mai întâlnisem pe acolo. Eu am fost fan Loredana în anii aia, când s-a lansat ea, mi s-a părut o cântăreață care nu semăna cu nimic din ce era la noi, extraordinar. Așa, ne-am mai reîntâlnit după aceea, în contexte diverse. Ne-am reîntâlnit, evident, când am început eu Playboy, chiar la petrecerea de după Playboy, a fost și Loredana cu Andrei Boncea. Ne-am cunoscut mai bine. Nu îndrăzneam să-i spun direct. Dar Și care am era lăsat-o temerea vreo ta? două, Adică trei de luni. unde venea această reținere a ta? Păi, nu vreau să o ratez. Mi-o doream atât de mult încât nu vreau să ratez. Și atunci am zis, hai să o las să treacă două, trei numere, să vedem ce se întâmplă și după aia să încep discuțiile. Ecoul a fost pozitiv, feedback-ul a fost extraordinar în piață, era în trend fenomenul ăsta. Și pe la începutul anului 2000, deci după 3-4 numere de revistă, am sunat-o și am zis, hai să ne întâlnim să vorbim ceva. Aia zicea, când propui chestia aia, n-are rost. Ei zic, hai mă, ne întâlnim și vorbim, pur și simplu. Am invitat-o la restaurant și ne-am văzut timp de vreo 5-6 luni, cam de 2-3 ori pe lună, ne vedeam la Tu restaurant. încercând să o Și convingi. vorbeam despre, la un moment dat nici nu mai vorbeam despre asta, știi? Și până la urmă ea mi-a zis, băi, eu știu, așa, prieten, prieten, dar eu știu de fapt ce vrei tu, hai să lămurim lucrurile, cum te-ai gândit tu că aș putea eu să apar, ce argumente ai pentru chestia asta. Și la fel, am Și asta după spus, câteva luni. da, nu, i-am spus la început și după aia n-am mai vorbit despre asta, am zis, ne întâlnim doar așa, ca prieteni și vorbim, vorbeam despre ce cărți am mai citit, despre mâncare. Nu, Loredana e un personaj, a trecut prin atâta încât și ea are multe de povestit, aveam și eu suficiente. Era interesant. Și am dat și eu argumentele mele, așa, între care unul a fost iarăși la fel. Nu o să facem fotografiile în România. Era una din temerile ei. O să facem în Grecia, cu un fotograf internațional. Zice, noi eram parteneri cu grecii pe Playboy. Ei aveau licența, noi aveam sublicența, practic. Uite așa, așa, uite, o să avem și un nivel de expunere, nu o să fie nuditate pe copertă. Așa, o să facem și o campanie în care o să explicăm lumii despre ce este vorba și mi-am ales un moment strategic, când se împlinea un an de Playboy în România. În momentul ăla, două erau vedetele României, Loredana și Florin Călinescu. Am zis, bun, Loredana pe copertă, Florin Călinescu, interviu mare. Așa, și când am avut confirmările astea și am avut și niște dummy-uri de copertă și fragmente din interviul lui Florin Călinescu, am făcut două întâlniri, două fel de sales presentation, ca să vorbim pe limba voastră. Așa, una cu agențiile și una cu clienții mari. Așa. Și acolo i-am adus pe Călinescu și pe Loredana și au ținut și ei speech-uri, au explicat de ce intră ei Playboy. Și a fost un mega succes și a fost și primul număr de revistă în România care a avut încasări din publicitate de peste 100.000 de dolari. Pentru un singur număr. Și Da. dacă ții minte, și tira și vânzările au fost Da, cele au fost foarte mari atunci. mă mândresc cu asta, e un record. Este cel mai mare tiraj publicat, vândut, încasat și auditat de revistă Glossy din România ever. Peste 140.000, dacă nu mă înșel. 143.500. Ar fi fost și mai mult dacă n-aveam pe cap o publisheriță mai puțin inspirată, care ar putea să facă cu un număr de exemplare, un proiect de marketing cu niște vinuri. A dat de gard complet. N-are importanță. În orice caz, din ce am avut eu la dispoziție 150.000 de exemplare, am auditat 143.500. Da, temerea ei care era, temerea Loredanei, Că principala se ei va temere? interpreta greșit, că va ieși un produs care nu o reprezintă, că va ieși ceva care bate în vulgaritate, că lumea nu o să înțeleagă. A zis, uite, de ce mai trebuie și ăsta să se dezbrace? Așa, ea a vrut să facă din apariția asta pe revistă un statement. Și a ieșit, ne-a ieșit tuturor. Și argumentele tale principale care au fost? O Acum să te le spun pe au trecut toate. ceva, a trecut Deci, ceva timp. odată a fost faptul că vom face un produs foto bine cumpănit și care nu o să aibă nicio trimitere în altă zonă decât în cea de statement. Și asta a fost. Așa că i-am acceptat multe alte condiții. De exemplu, vrea să facă și câteva poze de studiu în România cu prietena ei, Dana Maitec, care stă la Paris, venea special în România pentru asta, și cu Grecia. Cu tot, așa cum făceam cu majoritatea modelelor care am lucrat
I-am garantat contractual că va putea controla imaginile care apar în revistă, că o să-i prezentăm ce am selectat noi, ne sfătuim. Dacă nu-i place, poate să... Da, discutăm fiecare cu argumentele. N-a fost cazul, deci noi am ales, să zicem, din sute de cadre vreo 20. I-au plăcut și ei toate. A fost ideea câte folosim din ele. Deci totul a fost foarte bine controlat și mai ales am fost paroliști. Tot și eu și toată echipa am fost paroliști. Tot ceea ce am promis s-a întâmplat. Ca bani, cât de mult s-a plătit? Cât de mult a fost? A avut mai mult decât cea de la numărul 1. A avut, să zicem, o sumă rotundă, se poate deduce. Iarăși bani meritați cent cu cent. Pentru că atunci erau și, apropo de mituri, se spunea că fiind cumva în grup, a fost mai ușor de convins, nu, pentru că Loredana, era partea acelui grup media. Cel mai greu de convins dintre toate modelele cu care am lucrat eu vreodată. Ți-am spus, aproape 6 luni de zile ne-am întâlnit, ne-am vorbit, cred că au fost vreo 20 de întâlniri în 6 luni de zile. Și în momentul în care ea a fost convinsă, s-a implicat total, a fost perfect și chiar după aceea, când am sărbătorit 10 ani de Playboy, ea a fost vedeta show-ului și a venit și chiar a susținut un show live for free, pro bono, pentru această ocazie. Apropo de... Deci ea s-a implicat, s-a identificat cu imaginea asta și nu i-a făcut rău.